Bună seara și bine v-am regăsit în acest episod. O să facem cunoștință cu un alt model de senzor crepuscular. Este de fapt un senzor cu fotocelulă sau mă rog cum vrem să-i spunem. Acest senzor este cu un design diferit și particularitatea constă în faptul că are și acest reglaj. Vedem aici acest reglaj, o rotire spre dreapta a potențiometrului, scade sensibilitatea, iar o rotire spre stânga crește sensibilitatea dispozitivului. După cum am văzut mai devreme, acum este reglat la o sensibilitate mai mică și avem cele trei conductoare. Dăm aici mai aproape ca să le observăm. Avem sursa sau line sau faza tensiunii de rețea, cum se mai spune, avem comunul, care este și în același timp este și firul de nul, nulul rețelei, și load sau sarcina. Aici conectăm pe acest fir roșu consumatorul. Observăm că firul roșu duce la acest consumator, în acest caz acest bec electric, și circuitul se închide prin nulul tensiunii de rețea. Deci practic noi am trecut acum faza tensiunii de rețea prin acest fir maro, care îl vedem aici, este faza de rețea și sau sursa și se închide prin releul electromagnetic intern al circuitului, închide circuitul prin acest bec electric prin intermediul acestui fir roșu, închide circuitul prin nulul tensiunii de rețea atunci când senzorul este umbrit. Acesta, montajul electronic intern, își face treaba. O să stingem lumina și o să observăm aprinderea becului electric la întuneric. Și acum se aprinde intermitent pentru că am făcut aici un reglaj între minim și maxim. Deci l-am reglat aproximativ între noapte și zi și acesta, bineînțeles, o să face o intermitență, o intermitență care se observă prin aprinderea și stingerea succesivă a becului. Consumul montajului electronic intern alimentat direct la rețea la acest senzor cu fotocelulă este de 0,5-0,6W, consum de așteptare. Deci, practic, fără consumatorul conectat, are 0,025 de amperi, observăm aici. Practic, un consum de 25 de miliamperi la tensiunea rețelei electrice de 245 de volți, cum avem în acest moment, 50 de Hz și 0,025 de amperi, respectiv 25 de miliamperi, corespunde la această valoare a tensiunii de rețea de 245 de volți la o putere de 0,5-0,6W. Și bineînțeles, cu acest bec vom consuma undeva la 101-102W. Să stingem totuși becul, lampa de lucru, și observăm că avem consumul becului plus consumul de standby de așteptare, care e un consum foarte mic în comparație cu consumul becului electric, care se alimentează în acest moment. Avem la acest tip de senzor fotocelulă un interval de chiar mai mic, de 5 lux până la 50 de lux, și bineînțeles avem un suport care se montează pe această piuliță de aici din centrul carcasei de aici. Putem monta cu ajutorul la acest șurub cu piuliță internă, putem monta această flanșă pe care putem monta
putem monta cu ușurință senzorul, putem plasa pe oriunde, prin orice loc sau situație unde avem o luminozitate optimă pentru funcționarea dispozitivului electronic. În episoadele următoare o să desfacem un asemenea dispozitiv și o să vizualizăm și schema electrică a acestuia. Are o schemă internă foarte destul de simplă și îl putem construi chiar și în atelierul, laboratorul sau practic chiar și acasă îl putem construi. Are o simplitate deosebită, bineînțeles că acestea care sunt comerciale au o structură, să zicem așa, o complexitate mai mare și bineînțeles o siguranță în exploatare diferită, adică diferită în sens pozitiv, în sensul bun al cuvântului, diferită și mult mai sigură decât cele care le construim, bineînțeles, cu componente discrete și cu simplitate mai mare, pentru că automat unde e simplitatea mai mare, acolo există și o siguranță în exploatare mai mică. Deci cu cât complicăm un dispozitiv electronic, cu atât acesta este mai dotat, mai echipat cu mai multe dispozitive de protecție, de monitorizare și așa mai departe. Cu detalii în episodul următor, revenim. Vă mulțumesc pentru vizualizarea episodului. Ne întâlnim în episoadele următoare. Seară faină, numai bine!